În anul 2009, în urma apariției unui filmuleț realizat în Estonia, în țara noastră a apărut campania de ecologizare Let's Do It România. Încă de atunci, proiectul a avut un mare impact și, de-a lungul anilor, tot mai multe localități s-au implicat în acest fenomen. Anul acesta, în municipiul Câmpina și în localitățile din împrejurimi, campania de strângere a deșeurilor va avea loc sâmbătă, 27 septembrie. Această campanie este binevenită. Încercăm prin asta toți care avem gânduri bune și frumoase despre locurile unde ne desfășurăm activitatea, unde trăim, să înfrumusețăm și să ecologizăm zonele în care ne desfășurăm întreaga activitate. Deci, mi se pare binevenită. Poate avem noroc și de un timp bun. În anii precedenți, în urma acestei campanii, s-au strâns tone întregi de deșeuri. Cam în toți anii, aceste lucruri au fost niște reușite. Deci aceste campanii au fost niște reușite. Se strâng cantități enorme de deșeuri. În fiecare an am dus sute de tone de deșeuri la rampa ecologică. Aici este o colaborare întreagă între tineri, între firmele care își desfășoară activitate, deci operatorii de salubritate, între administrații publice locale și așa mai departe. Deci este o întreagă, încrengătură între foarte mulți factori care se ocupă de acest lucru. Firmele de salubritate vin în sprijinul acestei campanii cu utilaje, mănuși pentru voluntari și saci. În sprijinul campaniei venim cu aproape toată infrastructura, toate utilajele, cu personalul pe care îl avem în firmă, cu anumite dotări de genul saci, mănuși și alte lucruri care sunt necesare pentru chiar și lopezi, chiar și mături, depinde. Deci cerințele sunt foarte diversificate și în funcție de localitate sau de ceea ce se dorește să facă undeva, noi încercăm să sprijinim cu ce putem. Sistemul de organizare național al campaniei Let's Do It România este format din echipă centrală, regională și județeană.